Eco-Rosso 9/1. Mașină de îngoasă parcată fix pe trotuar. Aproape în totalitate l-au acoperit. Mă gândeam să chem poliție, dar poliția e la colț. Și tot așa au parcat. Aici nici nu e clar dacă e spațiu verde sau trotuar. Deci dacă poliția parchează în halul ăsta, ce se cere de la oamenii de rând? Și încă și-o parcat de-a latul, așa ca să nu mai poate trece nimeni pe trotuarul acela. Ce să mai zici de oamenii ăștia care aproape că au ocupat trotuarul carosabilul și de o parte și de alta au parcat și a rămas un singur fir. Nu vă mai spun în ce hal arată carosabilul. Lângă spitalul numărul 3 de la Rășcanii Chișinăului.